Lucrările la proiectele de asfaltare, drumuri și extindere rețea de canalizare în localitatea Voineasa au început anul trecut. În prezent se lucrează la canalizare, iar în cazul celorlalte străzi care au rămas neasfaltate, lucrările vor fi reluate în luna aprilie. În total vor fi asfaltați 5 km de drumuri, acoperind toate străzile din localitate. Cel infrastructur, până la ora actuală, din 5 km s-au asfaltat. Deja s-au dus la strada de asfalt 1,7 km. De la 1 aprilie avem promisiunea constructorilor că va veni să apuce și timpul permite să se apuce de făcut în continuare lucrările care trebuie executate. Avem un pod de făcut aici în centru, e primul lucru de care se va apuca și avem toate străzile și străduțele mici din Voineasa de asfaltat. Bine. Pe unele sunt lucrări de dată mult mai complicate, care vor fi făcute după ce amenajăm aceste mici străduțe. Vor fi ce în două străzi. Avem Lunca Dan în satul Valea Măceșului și Pârâul Mare aici lângă primărie, care are foarte multe lucrări de dată și necesită ca constructorul să se axeze numai pentru el. Deci nu mai pot să plece de aici să meargă să facă altceva. Deci va trebui să facă lucrurile de la cap la coadă, că nu putem să stăm cu drumul lăsat de izbeliște și să nu se poată circula. Deci trebuie să dăm cetățenilor dreptul de circulație pe fiecare drum în parte. Cam asta ar fi la sistemul rutier. La canalizare suntem la undeva la 30-35% deocamdată. S-a început deja lucrarea pe o stradă și urmează să se facă lucrurile și pe celelalte străzi. Este o asociere de firme la canalizare și acum fiecare are drumurile lui de făcut. Eu sper că până la sfârșitul anului să fie realizate integral ambele proiecte. Pe ce străzi vor fi lucrările de canalizare? Sunt mai multe străzi. Avem pe strada Băineșița este undeva la 80% rezolvată problema, deci construit acolo s-a mers prima dată, pentru că după aceea am avut și asfaltare pe strada respectivă și a trebuit să facem întâi canalizarea, după aceea să facem asfaltare. Avem pe strada Leurdă, este executată integral. Mai avem strada Pleașa, unde urmează să se execute. Pe strada Sășcioare, bine, mai sunt depus stațiile de pompaj. Sunt făcute doar să așa. Se lucrează pe strada Capra Foii. Mai avem de lucru pe lângă DN7A. De făcut strada Eminescu, Alea Părului Școlii. Și cam astea ar fi străzile unde mai trebuie executate. Pentru cele două proiecte, finanțarea are o valoare de aproape 20 de milioane de lei.